UTA a trecut de FCU Craiova cu scorul de 3-2 și este la un singur meci distanță de calificarea în play-off pentru prima dată în istoria sa. Este un vis al oricărui suporter arădean, dar este un vis în care UTA depinde de rezultatele contracandidatelor. 3 puncte, meci greu. Cred că Craiova a jucat cel mai bun meci al lor din ultimele etape. I-am analizat, i-am urmărit. Echipă bună, echipă solidă, da? Cu jucători cu calitate. Mă bucur că am reușit să-i blocăm. Ei, practic, au avut 2 șuturi pe poartă, 2 goluri, eficacitate maximă. Și iar încă o dată, paranteza asta, da? Regret că luăm goluri din faze fixe. Da, faze fixe, nu avem voie, am fost surprinși, adică pe, în partea stângă, la golul 2, mai multă atenție, pentru că când dai de o echipă care au jucători cu calitate, nu iartă. A fost și meciul trecut cu Rapid și meciul acesta. Adică au fost greșelile noastre, plus un fault care nu trebuia făcut la mijlocul terenului. Și am ajuns în situația în care să avem emoții. Eu cred că nu trebuia, pentru că la 2-1, Mico a avut o ocazie clară pe minge pusă înapoi de Kevin și s-a grăbit puțin și a dat cu drept, a dat la corner, că n-am văzut poarta. În derbiul etapei la fotbal feminin, Poli Timișoara a întâlnit campioana Universitatea Olimpia Cluj. A fost o victorie de colecție pentru timișorence, care s-au impus cu scorul de 2-0, la pauză tabela indicând 1-0. Golurile Politehnicii au purtat semnătura jucătoarelor Teo Meluță și Antonia Bratu. A fost intens, ca de fiecare dată, știam ce ne așteaptă, dar eu cred că am pregătit bine acest meci și s-a văzut datorită rezultatului. Cred că e un avantaj pentru toate echipele, că toate meciurile sunt atât de puternice, pentru că asta ne fac pe noi individual și pe noi ca echipă să ne dezvoltăm mult mai mult. Greu de tras concluzii. Eu zic că e un meci foarte bun, 2 reprize diferite. Eu cred că am făcut cea mai bună primă repriză, nu din acest campionat, ci de când sunt eu la Timișoara. Ăsta e modelul de joc care îmi place. Am făcut un pressing foarte avansat, am avut agresivitate în sensul bun al cuvântului, nu le-am dat timp și spațiu. Clujul au o echipă foarte bună, cu jucătoare care știu jocul și dacă le lăsam să joace, lucrurile ar fi stat altfel. Da? Mă bucură atitudinea fetelor, sper să putem să o ținem tot așa. Ne-am pregătit 6 săptămâni pentru stilul ăsta de joc, uite că ne iasă, mă bucur că am rezistat și fizic. CSM Reșița a reușit o remiză în deplasare contra celor de la CSM Slatina într-un meci care a contat pentru etapa 17-a din Liga a doua. A fost 0-0, iar reșițenii continuă parcursul fără eșec în campionat. Slatina a jucat în inferioritate numerică ultima parte a partidei după eliminările lui Ionuț Mitran în minutul 62 și John Mondragon în minutul 66. Din sezonul regular au mai rămas de disputat 2 etape pentru CSM Reșița. După meciul cu CSM Slatina le va mai întâlni pe Gloria Buzău acasă și pe FC Argeș în deplasare. Acel puțin noi ne doream într-adevăr să luăm, să aducem victoria, dar să fiu realist, am întâlnit o echipă bine așezată în teren și de aceea vreau să-l felicit pe domnul Oprescu. Un meci încrâncenat, fără prea multe ocazii de gol și la urmă s-a terminat egal, un punct care îl pune în clasament. Asta este realitatea. Asta este realitatea și cred că este un rezultat important. Totuși, cum ați gestionat cele 30 și ceva de minute? La 0-0? Se vede că s-a văzut că nu am reușit să marcăm. Am întâlnit, chiar dacă au jucat în prioritate la un moment dat și cu 2 oameni mai puțin, au stat foarte bine în apărare, greu i-am desfăcut. CSC Dumbrăvița a suferit cel de-al doilea eșec consecutiv în deplasare la Ceahlăul Piatra Neamț. A fost 2-0, iar la pauză gazdele conduceau cu scorul de 1-0. În urma acestui eșec, CSC Dumbrăvița rămâne cu 19 puncte și cade pe locul 16 în Liga a doua. Ultima victorie a alb-verzilor în campionat datează din 21 octombrie, un 2-0 acasă cu CSM Alexandria.
posibilitate de contraatac pentru Dumbrăvița, Martino, pe partea stângă atacului timișan este Ekmekci, îl are face în față pe Tara Dudă. Foarte bine, Ștefan Crel! Dacă nu s-ar fi făcut fotbalist Marco Stolnic de la UTA, sigur ar fi devenit cântăreț de muzică rock. Când nu este pe teren, croatul arădenilor cântă la chitară și ascultă Beatles, Rolling Stones sau Queen. Don't laugh, but I would be a rock star. Some like psychological books. I like one writer, Jorge Bucay. I read many books of his. So in some moments, you know, when you need some balance for your life, I read his books and it chills me down. And music, yeah. The most time I relax with music, I listen, I'm rock and roll. But a bit nostalgic. I listen to the music like made 30, 40 years ago. Beatles, Rolling Stones, Queen, most of the Britpop, and including Red Hot Chili Peppers from America and Arctic Monkeys from Britain. Yeah, these are my favorite bands. UTA este una dintre pretendentele la ocuparea unui loc în play-off, când mai este o singură etapă din sezonul regular. O victorie cu Dinamo vineri la București și un joc al rezultatelor favorabil ar putea o duce pe bătrâna doamnă spre îndeplinirea acestui vis. Mircea Rednic a vorbit și despre faptul că echipa pe care o antrenează încurcă jocurile în campionat. Sunt trei puncte joc pentru care ne vom bate și ne dorim. Îmi pare rău că trebuie să stăm la mâna și la alte rezultate, dar mă bucur că totuși am reușit ca în 30 de meciuri, deci 29 de meciuri care le-am avut, să acumulăm 40 de puncte. Nimeni nu credea, inclusiv eu, mai ales în prima parte, și toată lumea văd că vorbește de meciul cu Botoșan. Meciul cu Botoșan a fost un meci special. Deci n-am avut condiții pentru a pregăti meciul ăsta. Și când spun că n-am avut, vorbesc de grup și de mine. Știți foarte bine ce s-a întâmplat în ziua jocului. Și când am fost împreună toți și am fost pozitiv, lucrurile au mers bine. Noi multe puncte am pierdut la începutul campionatului. Când încă nu reușeam să facem un lot cât de cât competitiv, cu mulți jucători tineri. A fost greu la început. A fost greu la început, acolo s-au pierdut multe puncte. Acum suntem, avem șansa noastră și am vorbit și cu jucătorii și ei sunt montați și sunt sigur că vor fi prezenți la meciul ăsta și sper să reușim să câștigăm. După ce timp de 7 meciuri nu a dat gol și nu a învins pe nimeni, CSC Dumbrăvița sparge gheața și obține o victorie în fața celor de la Concordia Chiajna cu scorul de 2-0. Succesul îi plasează pe dumbrăvițeni deasupra locurilor retrogradabile pe 13 cu 22 de puncte. La pauză scorul a fost 0-0 și spre acest deznodământ părea că se îndreaptă partida, însă în minutul 88 Paulevici a punctat pentru 1-0. Scorul a fost dublat de Ghinescu din penalti. Așteptam meciul ăsta, tot am așteptat golurile astea, tot am așteptat victoria asta. Da, ca o discătușare. Cum la alte meciuri am fost lipsit de șansă și mă refer aici cel mai mult la meciul cu Slobozia. Astăzi am avut și șansă la ocaziile care le-au avut ei sau mingile apărate de Toroc. Am avut și șansă, am muncit foarte mult. S-a văzut în jocul nostru de astăzi crispare, asta datorită rezultatelor mai proaste din ultimul timp, și s-a simțit crisparea asta în jocul nostru. Aveam nevoie de victoria asta ca să ne descătușăm, să începem
începem să acumulăm puncte, să jucăm un fotbal fără presiune. Da, a fost un meci în care noi ne-am închis destul de bine, ei au pasat mai mult, ei au fost echipa mai periculoasă, un pic mai periculoasă în timpul jocului, dar am muncit foarte mult. Asta era spiritul nostru, spiritul Dumbreviței, victorii cu multă muncă, pentru că clar suntem inferiori, cum am spus-o, clar suntem inferiori din punct de vedere tehnic, vorbesc aici doar pe parte fotbalistică, din punct de vedere tehnic suntem inferiori, pentru că sunt fiecare echipă care a luptat la play-off, au mulți jucători, cu ani mulți la divizia A, divizia B, la Liga 1, Liga 2. Și lucrul ăsta se vede, că calitatea jucătorilor, dar cu grupul reușește. În momentul când grupul e unit și când muncește și luptă, reușește și rezultate din astea.